Regulă de pe tine. Bună ziua, stimați colegi! Suntem astăzi la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru un eveniment deosebit care ar avea impact asupra dezvoltării calității serviciilor de ghidare în carieră. Noi reprezentăm Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri, o organizație care implementează proiecte ce țin de educația antreprenorială și educația pentru carieră. Unul din aceste proiecte, REVOC 2 sau Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierei în Carieră, îl realizăm în parteneriat cu ANOFM. În acest context, subdiviziunile teritoriale ale ANOFM sunt dotate cu echipamentul necesar care să le permită prestarea acestor servicii. Sigur că până acum au fost dotate 20 de subdiviziuni teritoriale și astăzi mai dotăm încă 15 și suma totală a dotărilor pe care le vedeți aici este peste 330.000 de lei. O sumă practic dublă a fost până acum pentru dotarea celorlalte 20. Aceasta este posibil grație suportului Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, fapt pentru care le mulțumim că investesc în țara noastră. Ce presupune acest echipament? Acest echipament constă din laptopuri pe care este instalată o platformă de ghidare în carieră, de proiectare a carierei, foarte importantă din punctul nostru de vedere, pentru că toți clienții ANOFM și nu numai clienții direct, dar și elevii din subdiviziunile teritoriale, din toate raioanele Republicii Moldova, pot să vină să se așeze în fața calculatorului și să completeze 4 instrumente, în rezultatul cărora vor fi identificate abilitățile, aptitudinile lor și din peste 1200 de profesii, ocupații care sunt incluse, introduse în această platformă, electronic se aleg acele care îi se potrivesc cel mai bine elevului, clientului, tânărului, maturului, oricui. În afară de aceasta, după ce își identifică profesiile potrivite, poate să citească despre ele, pentru că sunt descrise competențele necesare în această profesie și poate să vadă care este statutul profesiei pe piața muncii. Sigur că poate să facă trimitere, se face trimitere și la site-ul anofm.md și de acolo pot să ia datele actualizate, pentru că ele, mai ales în perioada aceasta de pandemie, se actualizează periodic. De asemenea, ei vor primi căști ca să poată să se conecteze împreună cu noi la instruiri, pentru că utilizarea acestui echipament necesită instruiri și avem planificate instruirile necesare în condițiile în care suntem astăzi. Asta va avea loc la distanță și aici este tot echipamentul necesar pentru ca acest lucru să se întâmple. Ne bucurăm că e posibil să sprijinim subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă, pentru că foarte multă lume acum a rămas în afara pieței muncii. Foarte mulți elevi sunt dezorientați și nu știu ce profesie să-și aleagă și acesta este un suport considerabil pentru ghidare în carieră și un suport considerabil pentru implementarea noii legi de ocupare care a fost aprobată în 2018. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți aici, suntem puțini pentru că așa sunt condițiile și cu mare drag îi ofer cuvântul doamnei Raisa Dogaru, directora ANOFM. Da, bună ziua! Bine ați venit la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Vreau să îmi exprim gratitudinea și mulțumirile care au scopul ca pentru Guvernul Austriei, pentru acest echipament care este foarte util pentru subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Vreau să mulțumesc proiectului Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consiliere în Carieră, cu care noi avem o foarte bună colaborare și care împreună am contribuit la dezvoltarea capacităților
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea prestării calitative a serviciilor de ghidare în carieră. Eu mă bucur de această realizare a noastră, a fost în timp, deja cu acest echipament, deja vor avea toate subdiviziunile teritoriale, vor avea această platformă Cognitron și tinerii, șomerii vor putea să se testeze, să-și identifice oportunitățile educaționale și de angajare în câmpul muncii. Iată, acest obiectiv duce la prevenirea șomajului. Dacă o persoană tânără la început alege corect vocația, profesia sa, poate să nu ajungă să fie, de exemplu, șomer. Adică ea corect se orientează pe piața muncii. Agenția Națională vine și cu un șir de informații despre piața muncii, despre locurile de muncă. Avem un portal unde plasăm locurile vacante. Și noi aceste lucruri le spunem la tineri când vin la noi în incinta subdiviziunilor teritoriale, că ei pot accesa orice informație care să-i ajute să se informeze corect și să-și aleagă profesia corect. Vreau să mulțumesc pentru această donație și vă asigur că va fi utilizată conform obiectivului propus. Mulțumim mult! Vreau să vă ținem să vă spunem că până în prezent peste 13.000 de beneficiari deja au încercat aceste instrumente și au reușit să înțeleagă ce vor să facă și ce e bine, ce profesie e bine să aleagă. Chiar și pentru șomerii care urmează să meargă la cursuri profesionale, o testare de acest fel micșorează, scade riscurile de abandonare a locului de muncă în cazul când a făcut cursuri fiind șomer și nu-i place profesia aleasă. Asta este foarte important. Și acum o să fac cuvânt colegii mele, Olga Șulianski, director programe CEDA. Da, bună ziua tuturor! Vreau să felicit echipa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru obținerea acestui echipament, care din punctul nostru de vedere este unul foarte valoros și care are ca scop să contribuie la dezvoltarea serviciilor de ghidare în carieră. Ținem foarte mult să spunem un mare mulțumesc pentru tot suportul și flexibilitatea pe care au acordat-o în cadrul proiectului donatorilor noștri, Agenției Austriece pentru Dezvoltare, care din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare au reușit să acorde acest suport care va merge în teritoriu și prin acesta vom putea asigura participarea și implicarea cât mai multor persoane și beneficiare în aceste servicii de ghidare în carieră. Noi, în continuare, vom oferi tot suportul de care putem să-l oferim și vom încerca să ne ajustăm la realitățile pe care ne aduce această pandemie și vom fi în continuare, sper eu, acei parteneri de nădejde pentru ca să dezvoltăm acest serviciu în Republica Moldova, care este extrem de necesar, nu doar în condițiile care ne aflăm, dar în general pentru oricare tânăr, oricare șomer, oricare elev, oricine este un serviciu destul de util. Ținem să vă mulțumim și sperăm la o colaborare fructuoasă în continuare. Mulțumesc, Olga! Astea fiind spuse, o să semnăm acum actul de primire-predare. Te rog, Cristina, să-l aduci. Sperăm că o să reușim să capacităm toate cadrele ANOFM din teritoriu ca să poată să aplice cu succes acest instrument, iar partenerii noștri de la Ministerul Educației vor distribui informația în instituțiile de învățământ ca să poată și ei să beneficieze de aceste instrumente. Foarte mult. Dacă aveți întrebări, ceva, sau poate să... Noi atunci vă mai spunem că încercăm acum să obținem o permisiune și un accept, o aprobare din partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare, să oferim și granturi pentru startup tinerilor care nu au un loc de muncă. Și foarte curând o să vă spunem despre acest rezultat la care
ținem mult și facem efort, pentru că în perioada aceasta, când e foarte greu să te angajezi la un loc de muncă, o autoangajare printr-o mică afacere este foarte importantă. Mulțumim mult! Mulțumim!